as a drink, I think I'd be a cherry coke. If I was a tree, the kind of tree I'd be's an oak. If I was a fruit, oh what a hoot to be a plum. If I was a song, I'd be a song that you could hum. O mulțime de copii veseli care au stat destul de cuminți la coadă au intrat mai apoi în liniște în biserică pentru a fi împărtășiți. Le-au fost alături atât părinții cât și doamnele educatoare și învățătoare, iar preotul Tudor Georgian le-a vorbit tuturor înainte de a împărtăși. Este mai mare decât orașul acesta? Da! Este mai mare decât tot pământul? Da! Și totuși atât de mare fiind, astăzi Dumnezeu, prin taina Sfintei Împărtășanii, se sălășluiește în sufletele voastre, în inima voastră. Totuși Dumnezeu, atât de mare fiind, astăzi, împreună cu voi, va intra în casa voastră. Dacă cei mici au înțeles mai mult sau mai puțin ceea ce s-a petrecut astăzi, cei mari au apreciat ideea părintelui Georgian. Am primit o eugenie pentru mine și pentru mami și tati o foaie. S-a prins lumânare. Și ce ai mai făcut? Să mă împărtășesc. Cum vedeți această acțiune? Foarte bun, foarte bun. Pentru copii chiar e foarte bun. Asta. O să încercați să le explicați ce... Le explicăm mereu despre ce e vorba. Și... Foarte frumos, foarte, foarte. E o idee bună pentru copii de grădiniță, cu toate că unii din ei nu prea vor să vină să se împărtășească, dar cu ocazia asta... Sper că în fiecare an va fi mai frumos.